rămas mai puțin de două luni până la alegerile europarlamentare din 26 mai, iar despre cum se prezintă partidele înainte de testul votului, voi discuta astăzi la Puterea Știrilor cu jurnalistul Lucian Mândruță. Bună ziua și vă mulțumesc că ați revenit! Bine te-am regăsit! Cum se prezintă partidele, iată, cu mai puțin de două luni înainte de 26 mai? Să le luăm pe rând. PSD, păi hai să le luăm pe rând. PSD. Cum să spun eu despre PSD? Cred că PSD nici nu știe dacă vrea, de fapt, să aibă europarlamentari. Pentru că dacă te uiți la toată retorica pe care o întrebuințează de un an și ceva, Europa e rea, că ne trimite mâncare cu cancer sau ne trimite mâncare cu euri sau nu ne lasă să facem ce vrem aici, la noi, în țărișoara noastră, suveranitatea noastră. Ne ia și creierele, dar ne ia și pălmașii. Adică Europa este îngrozitor de rea dacă este să asculți retorica PSD. Și dintr-o dată PSD vine și zice, dar de fapt noi am vrea să trimitem și niște europarlamentari acolo. De ce? Adică, pe retorica PSD, trebuie să plecăm de aici, nu mai trimitem pe nimeni acolo. Ce rost are să mai stăm în UE? Are și un jurnalist PSD. Am văzut că se poartă. Carmen Avram, da. Carmen Avram, se poartă, se poartă că, la partide mai nou. Cum să zic, uită-te în toată Europa. Oamenii nu mai au încredere în politicienii instituționali, ăștia vechi, ăștia bătrâni, care au făcut destul de multe rele și pe care, cum s-au să zic, săturat. S-au și plictisite, intervine și plictiseala, știi? E că și politica asta e ca o relație. Din când în când trebuie să se întâmple ceva, sparkling, să mai ieși în oraș, schimbi restaurantul, nu mai comanzi același lucru la Pizza Hut. E că trebuie să faci lucruri diferite. Și peste tot în Europa se întâmplă asta de multă vreme. Uită-te la 5 Stele în Italia, care au venit cu un clown. Da? Adică, mă rog, un... Da, Beppe Grillo ce e? Clown, de fapt. Da? Uită-te acum că stă să câștige alegerile, deși s-ar putea să nu le câștige, un tip care are emisiune de comedie, deci un fel de, pătrarul al Ucrainei. Mai avem, de asemenea, oameni veniți pur și simplu de nicăieri, cum e Macron, care iarăși sunt figuri proaspete și interesante și inteligente. Da, a trebuit să aducă un star, a trebuit să aducă un star Antena 3, că nu știu dacă mai e Carmen star Pro TV, ea e cam star Antena 3 în momentul ăsta, dar oricum 3. Un om cunoscut, pentru că pur și simplu trebuie să dai oamenilor dincolo de retorică, care nu poate să fie cine știe ce la PSD, tocmai că ei nu iubesc atât de tare în declarații Europa, trebuie să dai motive să voteze emoțional. Și atunci hai să mă duc să votez cu Carmen, că am văzut niște emisiuni, poate că erau drăguțe, și Carmen e o fată ok, decentă. Pe dumneavoastră nu v-a ofertat nimeni? Ba da. Da? Ba acum da. La alegeri? Nu pentru europarlamentare, nu acum, dar în ultimul an și ceva, dar am avut oferte de la partide politice. Nu pot să spun sunt cine, pentru că curioasă. Suntem legați de Gentleman's Agreement, dar PSD nu. Nu PSD. Și eu sunt surprins de ce nu m-au rugat cei de la PSD. Băi, un șoc pentru mine. PNL. Și am încercat să mă gândesc, băi, ce să fac? Ar fi trebuit să intru în politică. Dar să intri în politică, după părerea mea, înseamnă să nu mai poți fi jurnalist. Nu poți să faci și. Ori în eu, spre deosebire de mulți alți oameni din jurnalism, eu trăiesc din munca mea. Adică n-am pus nici deoparte și nici nu am vreo fundație de alea lui Soros să mă finanțeze până când obțin un job. Okay? Dar ați fost tentat așa să faceți pasul? Am fost pasul... tentat, da, am fost tentat să intru în politică. Da. Din ce motive? Și eu tot de plictiseală. Știi? Adică am făcut jurnalist de 20-30 de ani, păi până când? Totuși nu sunt atât de plictisit și doi, nu sunt sigur că m-a atras atât de tare politica. O să mai vedem, că mai sunt alegeri. Da. Da. PNL. PNL. Cum se prezintă PNL înainte de alegeri? Păi ce să zic? Încă un jurnalist de data asta, Rareș Bogdan. De data asta un alt jurnalist în partea cealaltă. Aici, de asemenea, sunt părerile împărțite, inclusiv în bula mea despre Rareș Bogdan. Eu cred că totuși a făcut bine că s-a dus și că a dat un pic de notoritate unei liste care, al minteri, e destul de ștearsă, cu excepția notabilă a lui Siegfried Mureșan, care mie mi se pare că el era starul care ar fi trebuit să se... Să deschidă lista. Da. Deci eu pentru el, ca să spun, m-aș duce să votez PNL. Mi-a plăcut foarte tare ideea că l-au pus pe el și că l-au luat pe el, pentru că a făcut chestii acolo, a făcut treaba acolo, știe despre ce e vorba. E timpul să nu mai trimitem tot mereu păreri sau oameni buni peste tot. Adică tu ești și la Ministerul Dezvoltării, tu ești și la Sănătate, tu ești și la Strategie. Hai, du-te și până la Bruxelles, mai stai acolo 2-3 luni, 4 ani, nu știu cât o fi. Dar aduce un plus de voturi PNL-ului? Rareș Oricum, Bogdan, deci, aduce... măcar, știi cum e?
Rareș Bogdan, da, cred că va aduce voturi, pentru că are și el zona lui de public destul de mare. Publicul un public de la mai realitate. Rezist, aș spune el. Da, 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 un public, un fel de rezist, așa. Nu toți din rezist sunt cu Rareș Bogdan, sunt unii care nu cu Rareș Bogdan, sunt alții care sunt în altă parte, sunt mai... și în rezist sunt curente de opinie, știi? Dar dincolo de el, dacă facem o medie, îl avem pe Siegfried Mureșan, nu știu, să zicem, un 75 de kilograme, Blaga... O stă și un pic, deci cumva în medie ăștia doi sunt, sunt mai mod, sunt fotomodel, așa. Deci cam asta a fost socoteala. Are socoteala. Și o experiență la Bruxelles. Are, el are experiența este... de la Bruxelles, da. Are un plus, și, să spunem da. Așa. Și sigur că au fost și ceilalți care înțeleg și logica lor. PNL e un partid mai în vârstă. PNL e un partid care are o organizație în teren, care lucrează cu oameni de 10, 20, 30 de ani. A trecut prin guvernări, adică nu mai este un partid de... cum să zic, urban, tineri idealiști, 35-40 până maximum 35-40. El are și 60, el are și 70 în, în componență. Deci cumva era nevoie și de generația asta, cum, de exemplu, are și PSD-ul. Că și PSD-ul are oameni mai în vârstă pe listă. Acum nu, nu mă pune să-i numesc, mi-aduc aminte că i-am văzut în poze. ALDE? ALDE. Nu are un jurnalist? Nu are jurnalist ALDE, dar... oare pe Norica? Famous-ul Norica? Norica. Nicolae, am făcut exact. Și eu emisiune cu ea în cadă, poți să folosești, caută imagini pe net, mă găsești pe mine, pe Norica și cred rățuștele. Cred că le-am văzut, rățuștele. De fapt. Și l-ai văzut? Așa. Deci Norica e celebră, ce să mai... plus că s-a distins în zona de publică ALDE cu mesajul pe care toată lumea l-a detestat în zona rezist. Adică, băi, închideți ce fac ăștia acum abuzurile. Sigur că lumea n-a plăcut-o, dar pe de altă parte în zona ei de public a câștigat teren. Pentru că există și bula cealaltă, bula, să zicem, de stânga, în care, mă rog, de stânga și liberal de stânga, unde e Norica, în care i-a aprins. Adică a fost ținută minte. Spre deosebire de mulți alții din politică pe care lumea nu mai știe cine sunt ei, ce au făcut, care e treaba. Mai e și Daniel Barbu pe lista ALDE. Daniel Barbu? Da, să știi că mie mi-a făcut o impresie bună când era... Nu la AEP, mi-a făcut o impresie bună când era ministrul la cultură. Pentru că părea să fie un ministru al culturii care înțelegea cultura, care e o chestie foarte fun la noi și rară, știi? Cu ochelari micuți, așa, drăguț. Chiar a fost un ministru care a făcut o impresie bună, cel puțin pentru mine. Sigur că problema s-a certat cu cei de la demonstrațiile din vremea aceea, când erau demonstrații împotriva guvernului și a trebuit să plece. Dar, dincolo de asta, nu... n-a făcut lucruri prea rele în mandatul lui. Și la AEP, de asemenea... Deci poate fi un succes și la Bruxelles. Măcar putem să spunem, uite, am trimis și eu noi unul care nu se face de râs și nu stă toată ziua după Soldes, care se numește Sold în engleză și ce mai au ei pe acolo. Da, deci la ei îmi pare o listă pentru publicul lor bine făcută. Și a mai rămas cine mai e? UDMR. USR, nu știu, Cioloș. UDMR. Și UDMR. UDMR. Nu mă așteptam la Cioloș să fie primul. De adică, ce? Pentru că liderii mănâncă ultimii. Știi? Este o carte pe care a scris-o unul, un de-asta, un aspirațional. Ce fac liderii? Păi liderii îi pun pe alții în față ca să performeze. Liderii sunt UDMR. Antrenori. Kelemen Hunor este da, ultimul de asemenea, pe listă la UDMR. Aceeași deci... chestie. Liderul nu e foarte sus. Mă gândesc că fiind un partid nou s-au gândit că o să fie mai locomotivă Cioloș pentru cei de la plus. Pentru că în zona USR nu au fost toți de acord nici cu Alianța, nici cu Cioloș pe primul. Încă nu sunt. Nu sunt încă toți, adică nu mulțumiți. E chiar super fericire, nu e în paradisul acolo. Dar pe de altă parte e un etos diferit, un etos care, hai să explici cuvântul etos, adică o stare, da? Un suflet care tinde să se transforme în suflu, mai proaspăt, mai fresh, mai cu chef de a schimba lumea și de a schimba lucrurile și care cred că are ceva șansă să trimită măcar 5 sau 6 oameni la Bruxelles. Este bine mi-ar sau rău să fie 6 că pentru că mie îmi place Nicu Ștefănuța de pe locul 6. Adică el e favoritul meu, că dacă acum mă întreb am auzit prima oară, da. Cine e locul 6. E un tip care, culmea, a plecat să muncească la Bruxelles în Parlamentul European acum, nu știu, 4, 5, 6, 7 ani, nu mai țin minte exact. Eu l-am cunoscut anul trecut la o conferință acolo și care acum este diplomat european la Washington. Deci a reușit să obțină un job, nu ca român, ca european. Din partea Parlamentului European să fie diplomat la Washington, ceea ce mi se pare super wow. Adică omul ăsta pierde bani dacă e ales. Înțelegi? Pierde bani și pierde și Washingtonul, că trebuie să se întoarcă în Europa asta, vai mama ei. Asta e chiar o candidatură mișto, dacă te gândești bine.
Dar e bine că deschide Cioloș lista sau? După părerea mea? Da. Nu, am zis, nu. Eu nu l-aș văzut pe... Acum o să supere lumea de la USR Plus pe mine. Nu, că eu... O să primiți mesaje. Să primesc mesaje. Eu cred că Cioloș trebuia să fie... să meargă cu ei de mână și să arate publicului pe oamenii pe care vrea să-i scoată în față. Pentru că, încă o dată, eu cred că la această alianță pe care doresc și eu la un moment dat să o votez, ea trebuie să fie o alianță de principii, de idei, nu de lideri. Avem partide de lideri. Nu mai vreau încă unul. Sigur că o parte a publicului își dorește partide de lideri. Eu îmi doresc idei. Eu doresc să votez idei și câteodată, de foarte multe ori, de fapt, îmi doresc să votez oameni noi, pe care nu i-am mai văzut. Asta sunt eu. Acum supărați-vă pe mine. PMP, iată, deschide cu fostul președinte. Traian Băsescu. Dai, la ăștia e mișto. Ăștia e mișto pentru că cred că nici nu se umple lista dacă nu-l punem. Câți au ei acolo în partid? Domnul Tomac e locul 2. E locul 2, da. Lider al PMP. Ce să zic? Domnul Băsescu... Vrea la Bruxelles. În momentul ăsta, eu am o imagine. Domnul Băsescu a fost capitan pe un mineralier. Asta s-a lovit de niște stânci la ultimele alegeri. S-au salvat pe o barcă de salvare din aia mică și portocalie și acum ei sunt în barca lor mică și portocalie câțiva inși. Vâzleg și ei spre mal, poate ajung undeva. Bravo lor! Țin pumnii băse, sunt ca de la marinar la marinar. Votați la alegeri? Da, votez. Cu PMP, presupun. Da, îți dai seama, clar. Nu m-am hotărât încă. Adică, cinstit, pot să fiu onest. Ai zis între PNL și USR Plus. Da, de ce să mint? Pro-România? Dar în calitate de cetățean, ca jurnalist încerc să fiu cât mai subiectiv cu putință, dar în fiecare zi altfel subiectiv. Adică să nu fiu propagandist și întotdeauna să fiu receptiv la ideile care sunt în piață. Adică cred că un jurnalist n-are dreptul să se pretindă obiectiv. Nu suntem niciunii, avem suflet, avem energie în cap, avem emoții, dar în același timp nu poți să fii nici, să fii dus tot timpul de o idee preconcepută și să nu mai fi deschis la niciun fel de fapte din mediul pe care îl studiezi. Adică dacă se întâmplă ceva și mâine aflu că, să zicem, nu știu, Siegfried Mureșan, să zicem, cel mai puțin probabil să aflu ceva rău despre el, eu nu o să continui a doua zi să îl justific. Da. O să încerc să văd ce s-a întâmplat, care e chestia și o să scriu despre ce s-a întâmplat. Nu despre ce sper eu că ar trebui să creadă oamenii că, domnule, suntem buni, deși s-a dovedit altfel. Pro-România? Pro-România deschide cu Victor aici, Ponta, aici ai deschis o rană. Ai deschis o rană, fiindcă m-am întâlnit cu Ponta la o cofetărie acum vreo două luni, așa. Ne-ați mai povestit, da. Da, și mi-a bătut-o brațul. Băi, azi, era mai bătăios dacă ajungeam președinte. De ce nu m-ai lăsat să fiu? Nu, n-am zis chiar așa, că nu l-am lăsat eu. Dar de ce nu m-ați lăsat să fiu pe eu președinte? Cam asta a fost ideea. Hai să mai vedem ce face și Ponta. Nu pot să zic acum, deși, cum să zic... Aș fi spus, eu renunță lui... la Bruxelles, dacă, dar ca știi, imagine va candida pe locul. Eu nu lui când stătea la masă la Soci, la două mese de Putin. Nu te uit, Victore, două mese de Putin. Prea aproape pentru gustul meu. Corina Crețu va reuși să le aducă voturi? Corina Crețu cred că va reuși e să le aducă voturi. Da. Listă. Și anume chiar votul PSD. O să fie surprins domnul Dragnea că o să fie votul PSD care vor merge de la anumite organizații de care nici nu știe acum către doamna Corina Crețu. Și Mihai Tudose, să nu uităm că e și el pe și locul Mihai Tudose, 3. Da. Posibil, nu știu e aici. E posibil să fure voturi de la PSD? E posibil, da. Dar nu este atât de celebru, dacă putem folosi termenii ăștia de comparație. Nu e atât de cunoscut cum e Corina Crețu. Corina Crețu, să nu uităm, este omul crescut în PSD de Ion Iliescu. Este cu totul alt pedigree. Este cum ar veni ducesă în sistemul britanic, înțelegi? Tudose e așa un cel, un... Cum să zic? Un cetățean un pic dintr-o provincie mai îndepărtată, așa, un pair din Scoția. Am fost premier al României. Da, da, nu s-a pus. N-a avut suficient de mult timp. Nu, deci foștii premieri ai României sunt vreo trei. Adică avem Văcăroiu, avem Boc, și l-avem pe Tăriceanu. Ăștia au fost premierii României. Doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă încă nu s-a pus. Trebuie să mai stea un an ca să ajungă. Știi, nu e. Primul an e de rodaj. Și într-un final, UDMR? UDMR. Nu știu. Eu știu niște oameni, de exemplu, la Târgu Mureș, care votează cu Pol. Nu știu dacă Pol are... cred că nu are candidați pentru europarlamentare. Partidul Oamenilor Liberi, unde sunt grupați și udemeriști, foști udemeriști, unde sunt grupați și maghiari, sunt grupați am și nemți. Am aflat de ei și că m-am uitat pe listă. Da.
Nu știam. E foarte ca lumea partidul ăsta. Este un partid așa cum ar trebui să fie România viitorului, în care lucrează împreună unguri, maghiari, unguri și maghiari, maghiari și nemți și români și țigani. Deci e o combinație în care toate etniile orașului sunt reprezentate și oamenii încearcă să facă ceva bun împreună. O frăție, da. Da. Da, odată cu alegerile europarlamentare, președintele a spus că va organiza și un referendum pe justiție. Da, și avem și răspunsurile în sfârșit. Și avem și temele. Și răspunsurile, am văzut că s-au enervat pe SD, știi? Deci sunt bune întrebările. Cât de oportun e un astfel de referendum într-o perioadă destul de agitată pe justiție? Niciodată. Știi cum este? Când ești adolescent, nu e bine să ratezi nicio petrecere. Înțelegi? Mai bine să ratezi o teză decât să ratezi o petrecere. Asta a fost principiul meu în liceu. Și iată, se vede, puteam să fiu inginer sau altceva, am rămas jurnalist. Dar, dincolo de toate, m-am distrat. Asta e un referendum cu care o să ne distrăm. De ce? Pentru că are niște teme foarte suculente. Cum ține cuvântul interzicere. Interzicerea e foarte deștept făcut. E făcut de niște specialiști în NLP. Nu știu dacă există așa ceva la președinție, dar așa apare. NLP, adică programare neurolingvistică. Românului îi place să interzică, e mor după treaba asta. Când eram eu mic, țin minte că în parcuri existau niște afișe cu nu călcați pe iarbă. S-a desfințat între timp că oamenii au descoperit că poți să calci pe iarbă, nu se întâmplă mare chestie. Chiar dacă interzici. Da, mai ales dacă interzici. Deci o să le placă de o să moară. Dar va reuși să interzică, să interzică amnistia și grațierea. Da, eu cred că unul va fi adoptat, cred că va face quorum. Uitați-vă că e din ce în ce mai multă lume hotărâtă să iasă la vot. Nu economia te împinge din spate, ci pur și simplu faptul că a devenit, după părerea mea, destul de ancul PSD-ul. El a fost, cum să zic, în alegeri în 2016, PSD-ul nu era cool nici atunci, dar era neutru. Și lumea se săturase de scandal și, de asemenea, nu mai avea în momentul acela, nu îi se părea că o guvernare tehnocrată, de care avea parte deja de un an, este o super chestie care trebuie prelungită. Oricum nu exista un partid tehnocrat important, USR atunci era la început. Și atunci lumea a zis, hai mă, să mergem cu ăștia, că uite ce ne promit, poate că o să facă ei o treabă. Acum ne-am lămurit că de 2 sau 3 ani, numai că n-au făcut, dar au făcut și scandal tot timpul. Și lumea au devenit necul. PSD-ul la... Va încerca legal să nu treacă referendumul. Dar va fi destul de dificil, pentru că dacă vor încerca să nu-l treacă, deci să nu-i asigure suficient de multă prezență, riscă să își pierde din voturile lui. Pentru că e în aceeași zi cu alegerile. Exact, adică va fi neplăcut. O să ne distrăm. Pe final aș vrea să discutăm și despre o temă care, din ce am observat eu, nu prea e pe placul guvernanților, și anume infrastructura din România. Avem această de temă? De ce nu are România infrastructură de transport? Am văzut, s-a făcut mare tam-tam pentru un metru de autostradă. Da. Și... Ai văzut că l-au stricat și pe ăla, s-au dus unii și l-au vandalizat. Serios. De ce nu avem? Pentru de că... ce nu avem? Pentru de că... ce nu există interes în zona asta? Uite, să spun de ce. Te duci în fața unui cartier de blocuri din România. Orice cartier de blocuri. Și vei constata că mașinile sunt de valoare a cel puțin 50% din valoarea apartamentului. Peste tot. Da? Mi-aduc aminte eu că am avut mașină de valoare 100% din valoarea apartamentului. Deci mai avem un apartament de 22.000 de euro în 2002 sau 2003 și mașina mea făcea 26.000 de euro. Atât de hăbăuc eram încât în loc să-mi bag bani într-o casă ca lumea, deci în infrastructură, mi-am băgat banii în distracție și în ego, în statut, adică în mașină. Volvo S60, pentru cine întreabă. Bun. Asta e o mare greșeală pe care o facem cu toții, pentru că pentru noi este mult mai important consumul individual și fiecare pentru el. De-aia, până la urmă, nu a reușit să reziste niciun guvern care a tăiat pensii și salarii într-un scop comun. Vezi ce a făcut Boc, n-a reușit să reziste niciun guvern care nu a promis că dă mai multe pensii și salarii, tăind de la infrastructură. Deci noi avem un fond clar, îl știm cât e. Probabil că sunt 5-6 miliarde pe an pe care am putea să le băgăm în infrastructură. Toate alea sunt topate de creștere de pensii și salarii, pentru că oamenii răsplătesc cu voturi acest comportament. Avem constant, indiferent de stânga sau de dreapta, guverne care se comportă exact ca și greierele din La Fontaine.
Deci să înțeleg că autostrăzile nu pot aduce voturi. Dă-i cu chitara toată vara și când vine iarna și ne uităm unde sunt autostrăzile, păi nu știu, furnicuța din Germania are autostrăzi pentru că ea nu a băgat toți banii în pensii și salarii. Despre asta este vorba. Da. Mulțumesc tare mult și vă mai aștept. Mulțumesc și eu și dați vă rog frumos share, am uitat să zicem, dar puneți voi pe ecran aia, da? Dați vă rog frumos share ca să se uită și prietenii voștri, dar mai ales dați share la această emisiune ca să se uite inamicii, pentru că eu voi se enerva. Eu sunt foarte enervant, foarte multă lume mă detestă pe online, așa că dacă dați share o să se enerveze și alții. Și v-ați făcut și voi o bucurie în seara asta, pentru că ce poate să fie mai frumos decât capra vecinului puțin nervoasă? Mulțumim! Mulțumesc!